Superliga vă este oferită de Superbet. Suntem Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu. Bun găsit! Lipsește Mitriță, lipsește de asemenea și Colici, dar absența lui Mitriță este cu adevărat importantă. A fost cel mai periculos jucător al lui Reiecamp la acest început de campionat. Popescu este în poartă, patru apărători, Vlădoiu, Zaicov, Silva și Bancu. Vlădoiu joacă în locul lui Ndong. Screciu și Crețu la închidere, Ivan, Ișvan și Bayram în spatele lui Markovic. Bayram, jucătorul care respectă regula fotbalistului eligibil pentru naționala de tineret. Arbitrul de centru este Bogdan Dumitrache, ajutat de Adrian Ghinguleac și de Valentin Dumitru. Ești cam mic pentru tricoul lui Markovic, mă refeream la dimensiuni, erau puști acolo. Arbitru VAR este Lucian Rusandu și UTA începe cu Iacob în poartă. În linia de apărare debutează Marco Stolnic, un croat. Lângă el joacă Rodriguez, Benga și Abeid. La mijloc de Freitas, Marcu și Denis Dumitrașcu, în atac Rareș Pop, Berry Cooper și Andrei Fabri. O rare blocată. Craiova are un flanc stâng puternic cu Bancu și Andrei Ivan. Iată acum pe Bayram. Bayram, gol! Bayram trimite lângă stâlp și Craiova deschide scorul încă din minutul 8. Bayram punctând din nou, spuneam, a făcut-o și sezonul trecut. Acel 2-1 pentru Craiova, atunci a reușit dubla, a dat ambele goluri, cum deschide scorul, cu o execuție frumoasă. Calm, lucid, tehnic, plasează cu latul, lângă bară, imposibil de ajuns această minge. Câtă nevoie avea de acest gol, nu mai înscrisese din noiembrie 2022. M-am spus, a fost accidentat, oamenii de atac au nevoie de goluri, au nevoie de reușite. Nu știu, poate și Iacob. Cred că e barat, nu știu ce de par. Da, e bun, e cu exteriorul, cu efect, da, perfect. Superbă execuție. Problema e un pic aici la Stolnic, adică ar fi trebuit să... Mă gândesc să încerce să împiedice această execuție. Bine, Stolnic abia a venit, nici nu știe pe ce lume e, nu știe dacă Bayram e stângaș sau dreptaș, dacă driblează spre interior. Echipă prudentă. Aici un balon cu de Benga, Abed, joacă direct la Cooper, un braț ridicat al lui Raul Silva, care a crezut că a fost offside. Nu este pătrundere și este o ratare uriașă a lui Rareș Pop. Dar nu e Rareș Pop. Ba da, el e? El e, da. Oricum, două mari ocazii pentru Arădeni, ambele ratate de Rareș Pop. Da, să știi că mingea vine din deviere. Cred că Screciu este cel care a trimis-o, de fapt. Mă, ce departe a dat. Olo. Cred că a lovit-o cu... Cu glezna. Ișvan până la urmă. Bine bătut. Gol marcat de Da Silva cu capul. Foarte bună centrarea lui Ișvan. Da Silva se duce la fostul jucător de la FC Argeș, da? Primul gol în Superliga, în campionatul nostru, marcat de Raul Silva, fotbalistul care ani de zile a jucat pentru Braga. 38. Ai văzut că nu e nevoie să atași foarte mult ca să faci 2-0. Merge și așa. Hop. Nu e offside? S-ar putea să vedem. E așa mi s-a părut. E acolo un foarte scurt moment de forfecare de... Uite aici, hop, eu zic că e offside. Nu știu că e momentul când pleacă. Pentru că, ciudat, Raul Silva n-atacă mingea, o așteaptă, pur și simplu. Nu-mi dau seama exact care este momentul când pleacă centrarea din piciorul lui Ișvan. Să vedem, s-ar putea să nu fie 2-0. Lucian Rusandu este în cabina VAR, s-ar putea să nu fie validat, s-ar putea. Ia să vedem, fii atent, că e fază complicată, stăm ceva, ascultă-mă ce zic. Ceri extrem de severe. Ia offside. Offside. Rămâne 1-0. Aproape bine. E, acum UTA este descoperită.
fundașul dreapta este mult în față, primește Crețu, șutează Crețu, 2-0. O ieșire în ofensivă nereușită a UTEI, penalizată instant de această contradecisivă a Craiovei. Asta este zona în care Crețu este deosebit de eficient. Este al doilea gol al său în acest sezon, a înscris și în Gruia. Campionatul trecut a marcat de 7 ori. Foarte bun jucător. Azi ce înseamnă să pierzi un om, fundașul dreapta. A încercat apoi, iată, Marcu să acopere acolo. Mingea cred că trece printre picioarele lui Benga, numai că nu știu dacă Benga poate fi considerat unul dintre vinovați. Nu prea să fac. Acolo a riscat Stolnic, a vrut să-l angajeze pe Rodriguez, pasa a fost interceptată, numai că în zona centrală, pe cadrul larg, poate că o să vedem la emisiuni faza asta, pe cadrul larg este un jucător care, un mijlocaș, care nu se întoarce cu faza. Nou intratul mijlocaș danez, care vola multă vreme în Suedia, mare, din nou, mare fază, Carp. Cel care era alături, internaționalul moldovean, care a mai jucat în România la CFR Cluj, la FCSB, la Vitorul și chiar și la Dinamo. A jucătorilor transferați așa în masă în această vară. Atenție la acest șut, scoate Iacob. Minge bună a lui Câmpanu. Acolo totul a pornit de la o pasă cu călcâiul dată de Ivan. Păcat că nu se vede. Ivan era în tușă, minge sărită, execuție dificilă, poziție inconfortabilă a lui Ivan și totuși procedeul a reușit și de aici se declanșează acest atac. Iar remiza este una echivalentă cu o victorie pe terenul fostei campioane CFR Cluj, un balon care aterizează acolo și nu știu dacă nu-i offside. Dacă n-a fost offside, este offside la Ivan, s-a ridicat falin. Fază ușor complicat, aș zice. Așteptăm, a zis centralul. Nu e offside. Nu e offside. Îl scotea cine ăsta? Abed. E gol valabil. E sumarizare greșită, fii atent să vezi. E complicată fază. Clar că Abed îl scoate din, offside, e limpede. Aici să nu fie an, să nu fie pe... Nu, nu, e gol valabil. Da, e gol valabil, 3-0. Screciu îmi scrie. E primul gol al lui Screciu, prieten, în campionat. Și are 23 de ani, este un moment memorabil, toți vin să-l îmbrățișeze. Screciu nu a mai înscris niciodată în campionat, a dat un gol, drept, chiar două goluri în Cupa României, dar în campionat nu reușise până acum să marcheze. Așa, a dat primul gol în carieră, în finala Cupei României, finală în 2021, în acel 3-2 cu Astra pentru Craiova. Cam aspru scorul. Da! Asta este fotbalul când...